Vă salutăm și ne bucurăm că sunteți alături de noi și în această seară. Sunt Consuela Bălașa și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Step by Step. Alături de mine este Florin Amariei. Bună, Florin! Bună, Consuela! Suntem într-o formulă ușor diferită decât de obicei, dar nu este permanentă. Trebuie să arunțăm pe cei care ne privesc. Da, Cătălin, este doar de tine. Trebuie să specificăm și asta. Da. Ce faci, Florin? Bine, chiar bine, energic, cu chef de a împărtăși ce-mi place, ce-mi face bine. Sunt bine? Și ce ne va face bine și nouă, dacă aplicăm? Eu sper că face bine multor oameni. Sunt mulți care îmi zic că le face bine, altora nu știu, pentru că încă nu au început să aplice, dar cred că despre asta e vorba, bine zis. Despre a aplica. Despre a aplica ce auzi. Tu cum ești? Oh, sunt minunat. Din contul că am o ușoară altă culoare, în rest sunt ok. Dar sper că este un lucru bun. Este important să știm de unde venim și încotro ne îndreptăm. Așadar, te voi ruga să facem o scurtă recapitulare a emisiunilor noastre. Vorbeam puțin înainte de a începe și mi-am dat seama că fiind a 10-a parte deja este foarte mult de când vorbim despre subiectul acesta și cred că e necesar să recapitulăm puțin traseul. Am început acest subiect de la întrebarea mai multor oameni, majorității din cei care cărora le-am făcut un sondaj de opinie. Și foarte mulți dintre ei au spus că își doresc să știe care sunt cele mai importante lucruri ce e cel mai important într-o relație de cuplu și cum să aibă mai mult timp pentru o relație. Eu am stat foarte puțin să mă gândesc pentru că nu mi-a trebuit mult timp. Nu cred că există un lucru care este cel mai important. Cred că sunt mai multe, este un cumul de lucruri. Și vreau astăzi să le scriu pentru ca să știe lumea, să le vadă care sunt acele lucruri pe care eu le consider foarte importante. Așa, și o să le scriu pe scurt, nu vreau să intru în foarte multe detalii. Unul din lucrurile foarte importante ar fi dezvoltare personală. Asta înseamnă că noi e foarte bine să avem grijă de dezvoltarea personală. Aici cam știe lumea despre ce este vorba, dar e foarte important pentru că dezvoltându-ne multe abilități, lucruri care au de-a face cu viața noastră, practic și cuplul va beneficia de acele lucruri. Dacă noi ne dezvoltăm, ne creștem intelectul și așa mai departe. Foarte important. Apoi, vorbeam despre faptul că serviciul, jobul pe care îl avem, dacă este unul potrivit, unul care ni se potrivește, unul în care ne simțim bine, ne simțim implicați, ne poate da o stare foarte bună sufletească, stare sufletească cu care mergem în familie și acolo putem să ne comportăm mult mai frumos. Dacă ne consumăm la serviciu cu tensiuni, cu certuri, cu probleme multe, practic ne consumăm multe resurse acolo. Și acasă ajungem epuizați. Și ajunge epuizat acasă. Și de asta am introdus și jobul în lista lucrurilor importante într-o relație, pentru că vrând nevrând de acolo aduci tensiuni sau aduci bine. Pace și armonie. Pace și armonie. Un alt lucru care este foarte important este să ai o relație bună cu timpul, să știi să-ți gestionezi bine timpul. Și am vorbit în vreo, cred că două ocazii, despre cum să-ți gestionezi bine timpul, astfel încât să-ți rămână suficient timp și pentru relația de cuplu. Pentru că foarte mulți se gândesc, băi, cum să fac să stau în plus cu soția sau poate cu ai mei copii? Ei bine, de aici poți să scoți cel puțin o oră, dacă nu chiar două ore într-o zi, pentru a avea mai mult cu timp de calitate, da. În primul rând să ai timp. După aia îl transformi în timp de calitate, dar uneori nu ai pur și simplu timpul, știi? Care mai era? Că nu mai îmi venea acum. Și un alt lucru care este foarte important, relațiile sociale. Aici am vorbit despre implicațiile relațiilor sociale în relația de cuplu. Și anume, cu cât relațiile noastre sunt mai faine, mai de calitate, cu atât
starea noastră psihică, sufletească, tot ce vrem noi, este mult mai faină, mai bună. Și atunci și relația cu partenerul beneficiază de lucrul ăsta. Ai relații tensionate, vii acasă, bă, că mă, ăla m-a supărat, ăla mi-a zis. Și normal că cumva tensiunile din relațiile noastre vin în relația de cuplu. De aceea am zis că e foarte important să abordăm aceste lucruri care au repercusiuni în relația de cuplu dacă sunt negative și aduc plus și binecuvântare dacă sunt pozitive. Astea ar face cumva parte dintr-o categorie pe care nu știu exact cum să o numesc. Și acum vine a doua categorie fără de care chiar nu cred că există o relație fericită. Și acum primul lucru este, ar fi acesta, principiile. Nu vreau să redeschidem subiectul, vreau doar să se vadă schița, traseul pe care... Unde am muncit până acum. Da, unde am muncit 10 emisiuni, sau 9, cred că. Și astăzi este a 10-a. Da. Nici nu mai țin nici eu ritmul. Deci, principiile. E foarte important să acorzi importanță principiilor. Uh-huh. Atât tu, cât și partenerul. Când sunt principii comune, sunt foarte multe șanse ca relația să fie mai armonioasă, să meargă într-o direcție bună, dorită de amândoi. Foarte important. Și acum suntem la discuția despre partener. În care și o să mai vină încă două, dar despre care o să vedeți la momentul potrivit. Și acum vorbim despre partener. Din ce am reușit eu să văd, sunt foarte mulți oameni care acordă atenție altora, acordă atenție părinților, sau mai bine zis, ascultare. Ascultă de ce zic părinții, de ce zic prietenii, de ce zic studiile, poate, sau de ce spune moda, sau habar n-am de... Sau societatea. Sau societatea. Ca să știe ce să facă în relația de cuplu. Și poate ce este cel mai important, neglijează. Ascultă cel de lângă tine. Da, pe cel de lângă tine. Ce își dorește, ce îi place. Și am început data trecută discuția despre cum să-i acorzi atenția cuvenită partenerului tău. Cum să-l faci parte din povestea de dragoste a vieții tale. Cum să-l implici în povestea ta. Să nu fie, este și el acolo, cineva, un satelit. Un satelit, da. Ceva clandestin. Da. A aterizat din senin aici. Așa, și am început data trecută să vorbim despre cum să te conectezi cu el. E foarte important să satisfacem cele trei nevoi. Și spuneam că cele trei nevoi psihologice de bază sunt acestea. Nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de control. Sunt nevoi pe care cu care toți oamenii se nasc și nevoi care ne urmăresc pe tot parcursul vieții. Indiferent ce vârstă avem, noi aceste nevoi le avem. Iar în relațiile noastre e foarte important să ne satisfacem aceste nevoi ca să creștem din toate punctele de vedere, să creștem bine, să fim persoane echilibrate. Uh-huh. Și am început data trecută să vorbim despre nevoia de conectare. Am văzut despre cum poți să te conectezi, cum poți să năbuși nevoia de conectare. E de urmărit emisiunea trecută. Sperăm că am făcut curioși pe cei care ne privesc. Și atât de curioși încât să ne caute emisiunile, pentru că sunt sfaturi prețioase, cred, și sănătoase pentru fiecare relație. Mm-hmm. Așadar, astăzi vom discuta despre nevoia de... De competență. Spune-ne puțin despre ce este vorba mai exact. Da. Nevoia de competență este nevoia pe care orice om o are de a ști. Nevoia de a cunoaște. Nevoia de a-și demonstra că poate, că este în stare, că se pricepe la ceva, că poate să crească, poate să inventeze, de ce nu? Poate să contribuie cu competențele lui, cu calitățile lui la dezvoltarea societății, a relației, a relațiilor lui. Nevoia de a crește. De-aia vine și este și numele de competență. Te simți competent, te simți în stare. Este vreun punct în care simți că partenerul tău are această nevoie nesatisfăcută și cum își manifestă această nesatisfacere, aceste nevoi? Da. E foarte important să îți pui întrebarea. Aș vrea să revin puțin.
Pentru toți cei care ne urmăresc, este extrem de important, noi nu avem timpul suficient acum, dar e foarte important să luăm în serios aceste nevoi. Pentru că, în general, conflictele dintre noi, nemulțumirile, frustrările, neajunsurile din relațiile noastre vin pe fondul acestor trei nevoi nesatisfăcute. Când cel puțin una dintre ele este nesatisfăcută, oamenii reacționează. Nu avem noi timpul suficient să dezvoltăm subiectul, însă e bine să ne credeți pe cuvânt. Da. Este simplu să dăm un exemplu concret. Un bebeluș în momentul în care nu îi dai să mănânce, nu se liniște din plâns. Plânge până îi se satisface. Exact. La fel este și în cuplu. Se creează un zgomot pe care nu poți să-l acoperi cu altceva decât cu satisfacerea efectivă a nevoii. Bravo, exact, da. Iar noi este esențial să fim atenți mereu la partener, să vedem îi este satisfăcută nevoia. 1, 2, 3. Depinde de situații. Și acum, dacă vorbim de nevoia de competență, cum știu că este nevoia de competență satisfăcută partenerului meu? În primul rând, sau nu știu dacă în primul rând, nu renunță, nu se dă bătut. Uh-huh. Ai văzut, probabil, atitudinea din partea unor oameni. Da, defensivă, de a da pași înapoi decât de a înainta. Exact. Trebuie să înceapă ceva, un proiect, o chestie nouă. Când nu se simte bine, de fapt, ce înseamnă nevoia de competență? Tu te simți în stare să faci un lucru. Uh-huh. Când nu te simți în stare să faci lucrul respectiv, vei da înapoi. Renunți. Cedezi. Nu sunt bun, nu sunt priceput. Și tot timpul te tragi în spate. Dacă partenerul tău are tendința asta, înseamnă că e ceva acolo. Asta este un indiciu. Apoi, nu încearcă și lucruri noi. Hai să mergem să facem cu tare lucru. Nu, eu n-am mai făcut. Eu nu fac din astea, nu mă băga pe mine. Hai să conduci. Nu, pe mine nu. Hai să ne dăm pe nu știu ce tobogane. Nu, mie mi-e frică. Acolo e nevoia de competență nesatisfăcută. Te întreb puțin. Da. Această nevoie de competență apare efectiv în cadrul cuplului sau e fapt este o nevoie nesatisfăcută dintr-un trecut și atunci automat vii cu un bagaj din trecut pe care trebuie să-l rezolvi la un moment dat? Bravo. Că se întâmplă să-și la vârsta maturității să ai un partener, înseamnă că puteți rezolva treaba asta împreună. Mm-hmm. Foarte bună întrebarea și observația ta. Repet, noi ne naștem cu cele trei nevoi. Mm-hmm. Deci în momentul în care te-ai născut, tu ai nevoie să-ți demonstrezi, dacă vorbim de competența astăzi, uh-huh. să-ți demonstrezi că poți. Ce face un copil încă de mic? Începe să meargă în picioare la câteva luni, da? la 8 luni, Hane deja a început să meargă în picioare, 8 luni și un pic ne-a speriat, era o mogâldeață de om și a mergea. Îți dai seama că nu eram pregătiți. Cade și ce face după ce a căzut? Încearcă. Din nou, se ridică, iar mai merge puțin, cade, se ridică, cade și se ridică. Ce îl face să se ridice, nu știu câta oară? Este exact nevoia de competență, care nu poate fi plătită. Dacă îl mituiești și îi spui copilului la 9 luni, băi, dacă mergi mai repede, dacă înveți să mergi mai repede în picioare, uite, ai de la mine 100 de lei. Nu este cazul. Sau, fii atent, dacă nu faci repede pașii, o primești de numă. O încasezi pedeapsă maximă. Nu poate fi plătit copilul pentru asta. Ideea este, nu poate fi stimulată. Uh-huh. E din interior. Tu te naști cu chestiunea asta. Tu vrei să-ți demonstrezi ție. Și nevoia aceasta se manifestă toată viața. Copiii după aia întreabă. De ce? De ce? Da, de ce? Da, de ce? Tot de aici vine, din nevoia de competență. El vrea să știe multe lucruri, să acumuleze. Și dacă pe parcursul vieții mama, tata a tot înăbușit această nevoie de competență, e posibil ca, cum ai spus tu foarte bine, omul, băiatul sau fata respectivă să intre în relația de cuplu cu această nevoie nesatisfăcută. Mai concret, nu are încredere în el. Nu crede că poate, nu crede că știe și de asta se va tot trage înapoi. Faptul că partenerul tău observă aceste semnale și dorește să facă, să te ajute cumva a salva cumva situația și de a scăpa tu de această, nu, de a satisface ție această nevoie, este suficient sau e nevoie totuși și de, nu știu, o intervenție o terță persoană, de exemplu un psihoterapeut?
Este suficient ca partenerul să fie atent la aceste nevoi, să știe că tu ai aceste nevoi nesatisfăcute și să intervină? Sau să testa de unde trebuie să intervină atunci cea a treia persoană? Da, da, da. Foarte bună întrebarea ta. Consuela, cred că depinde și ce fel de partener ai. Dacă este unul care e foarte atent la tine și te cunoaște foarte bine și știe și cum să-ți satisfacă această nevoie de competență, cred că nu mai e nevoie de ajutorul unui specialist. Eu aș spune lucrurile un pic altfel. Sau, pardon, aș porni puțin din altă parte. Eu cred că primul care este responsabil de satisfacerea nevoii de competență la tine, de exemplu, ești tu. Tu te stai în primul rând grijă de tine. Și o să vedem puțin despre puțin mai încolo cum poți să-ți satisfaci nevoia de competență. Dar cred că prima responsabilă ești tu, în dreptul tău, apoi, și normal, și partenerul trebuie să contribuie și dacă amândoi nu reușiți, nu faceți față, normal că ceri și ajutorul unui coach, unui psiholog. Expert. Unui expert în domeniu, da. Dar e foarte important să lucrezi la satisfacerea tuturor celor trei nevoi. Ce vreau să mai spun de unde, cum poți să-ți dai seama dacă partenerul tău are satisfăcut această nevoie sau nu. E curajos în viață. Încearcă multe lucruri noi. Atunci îți dai seama că el este sigur pe el. El știe că poate, are încredere în sine și se va aventura într-o parte, în alta, într-o afacere nouă, într-o relație nouă, în grupuri noi, în situații noi. Pentru că el e sigur pe el. Dacă îl vezi că este invers, trebuie să spui câteva semne de întrebare. Și nu, e foarte important să te gândești cumva dacă nu cumva contribui tu la înăbușirea acestei nevoi de competență. Te ascult cu atât de multă atenție și îmi dau seama că un om cu această nevoie satisfăcută este foarte ușor de iubit. Mi se pare că poți fi veșnic îndrăgostit de o astfel de persoană. Și având unde că poți să-l ajut să ajungă, cred că este un lucru de care putem să ține cont și este necesar să ținem cont. Da, este parcă totuși, uite acum, în timp ce spuneai că e ușor de iubit un astfel de om. Aduce și provocări. Da, știi de ce? Nu. Cum poate să pară un om care e foarte sigur pe el, care știe bine ce are de făcut, care are încredere în sine? Mândru? Mândru, arogant. E posibil. Pentru că el totdeauna știe ce are de făcut, știe să facă lucrurile respective și pe lângă ceilalți care se bâlbâie, dau din stânga în dreapta, are cum o fi, el, siguranța de sine uneori pare aroganță. Poate fi confundată. Și pentru unii este chiar este privită ca fiind aroganță, iar pentru alții e, bă, ce sigur de sine este. Da. Astăzi poate facem o paralelă între cele două și să încurajăm pe cei care ne privesc să păstreze totuși o linie de echilibru între cele două, să nu îi încurajăm să dă într-o altă extremă, da, care cere alt tratament. Cum știm că nu este desfăcut această... Sigur, o putem lua prin... Da, e în oglindă. Da, da. Când renunță mereu, când auzi foarte des cuvântul nu pot, nu știu, nu mă pricep, n-aș face, n-aș încerca, fă tu pentru mine. Astea sunt atitudini de renunțare. Pentru că el are în spate o experiență negativă. Când a încercat, n-a reușit. Și este descurajat. Mesajul pe care l-a transmis cumva viața, societatea, școala, părinții, toți, este, băi, tu nu poți, nu prea te descurci și ar fi bine să stai în banca ta. Da? Și atunci când îl vezi că renunță mereu, că refuză lucrurile noi, e semn că e grav acolo. Da. Cum poți înăbuși această nevoie a partenerului? Cum poți să înăbuși? Cu alte cuvinte, cum să-l ajuți, cum poți să-l ajuți, ghilimele de rigoare, să nu aibă încredere în sine, să renunțe, să se dea mereu în spate. Da. Asta e un moment foarte important și foarte delicat. Poți să-l descurajezi, în alte cuvinte, criticându-l mereu. Orice face, tu-l critici. Nu-i bine ce ai făcut, trebuia mai un pic altfel, asta mai mult, aici trebuia mai puțin, totdeauna vorbește aiurea, dai cu bâta în baltă. No. Astea sunt expresii care îl descurajează, pentru că el la un moment dat spune, băi, dar chiar nimic din ce fac nu-i bun? Și ce atitudine va avea pe viitor? Nici din ce fac nu e bun. Da, nu e bun. Nici e... nu mă mai apuc, pentru că știu că restul final nu va fi acela pe care mi-l doresc. Da.
O altă modalitate foarte eficientă în a-i înăbuși nevoia de competență care este... trebuie de evitat, să explic. Care trebuie de evitat, bravo. Deci tot ce urmează acum este de evitat. Da. Este când te bagi peste el. Face un anumit lucru, tu stai acolo, îl vezi cât de prost face și spui, dă-te la o parte, lasă-mă pe mine. Hai să dăm un exemplu concret. Tu tocmai ai luat permisul și soțul tău stă în dreapta și tot calcă frâna, tot ar trage de volan, tot. Și când vede că cât de prost conduci, ce face? Lasă-mă pe mine. Schimbă trage locurile. Pe dreapta și schimbă locurile. Mesajul pe care îl ți-l transmite care? Că fac prost și că n-ar trebui să mai fac asta vreodată. Da, exact. Faci prost, n-ar trebui să mai faci, nu te pricepi, nu te descurci, nu ești bună. Și tu, în subconștientul tău, ți se imprimă o convingere, cele mai multe convingeri, eu cred că sunt inconștiente. Nu sunt bună și nu voi fi bună niciodată la chestia asta. Și atitudinea de a te băga peste celălalt, lasă că fac eu, practic, îl calci în picioare. Noi nu ne dăm seama. Sau îl pui pe soțul tău să spele vasele. Și vezi urme de grăsime la sfârșitul operațiunii. Așa, și ce faci? Mă, dacă știam, le făceam eu. Dar îi spui, nu? Da, bineînțeles. Băi, nu te pricep la nimic, nici să speli trei vase nu ești în stare. No, și te duci și le speli tu în locul lui. El se dă în spate și zice, bă, chiar nu mă pricep. Îl pui să șteargă geamurile. Nici aici nu se pricepe. Îl pui să mai facă nu știu ce. Nici aici nu se pricepe. Du-te și plimbă copilul. Copilul urlă într-una. Și doi. Copilul urlă într-una. Te duci tu, lasă-mă pe mine. Du-te și adorme-l pe copil. Stă jumate de oră, copilul nu doarme. Lasă-mă pe mine. Uh-huh. Tot te bagi peste el, îi transmiți un mesaj. Bă, tu nu ești bun de nimic. Și nu vreau să intrăm și în relația dintre ei doi. Când el face un lucru pentru ea și ea intervine, tot timpul îi transmis mesajul. Nu e bun, nu se pricepe. Și el va zice, bine mă, fă tu. Fă tu. Dacă ești tu mai bună și mai pricepută și mai deșteaptă. Bănuiesc că rezultatul final nu va fi unul favorabil pentru cel de. Așa e. Așa este. Asta se întâmplă. Apoi o altă modalitate foarte eficientă de a înăbuși nevoia de competență și pe care e bine să o evităm, este când vorbește altora despre el. Disprețuitor. Se întâmplă asta într-un cuplu? Da, 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 da. Știi cam cum e. Revenim la exemplu cu șoferia. Suntem într-un grup, povestim despre cât de priceput e unul la șoferie, dar soția ta... Nu vrei să o vezi. Da. Este killer pe șosele. Exact. Nu vrei să o vezi, nu vrei să mergi în mașină cu ea? Nu, ea nu e cu din astea. Când ai spus vorba asta, ea nu e cu din astea. Nici nu va fi vreodată. Soția stând și ascultând treaba asta, ce mesaj primește? Așa este. Stă departe. Departe, voi sta departe, dar în suflet se înmagazinează. Cum se înregistrează o convingere extrem de... e ca o... cum să zic, ca o ancoră, dar o ancoră negativă, care o ține pe loc. Și nu-i, practic, îi pui lanțuri pe aripi. Fata aceea va fi tentată, soția sau soțul, că poți să faci cu soțul, va fi tentat să nu mai încerci niciodată ceva nou. Pentru că tot timpul, de acasă, de când a fost mică, până și în relația de cuplu, poate și la muncă, ești o nepricepută. Nu știi nimic, nu se leagă nimic de mâinile tale. Lasă-ne pe noi. Da. Și poți să vorbești de foarte multe ori altora negativ sau disprețuitor despre partenera ta, partenerul tău. El aude și spunea, deci asta crede partenerul meu despre mine. Îmi place că dai exemple pentru că sunt actuale și se întâmplă frecvent. De cele mai multe ori, în conversații de genul acesta, informațiile de genul ăsta apar într-un mod super gratuit. Nu te întreabă nimeni cum conduce soția ta, tu te trezești vorbind. Știi, soția mea nu conduce deloc. Sau conduce foarte prost, sau nu-ți dorești să fii în dreapta când ea conduce. Nu te încurajează nimeni să deschizi subiectul, totuși deschizi din bună... Da, nu te-a întrebat nimeni. Da, ceea ce mi se pare super trist. Adică da, este un exemplu autentic și real. Exact. Putem să vorbim despre orice exemplu, cu gătitul. Te-a pus să spui tu altora că soția ta nu se pricepe la nimic, nu știe să facă mâncare, prăjituri, habar n-am, nu e gospodină, nu e nu știu cum. Cine te-a întrebat? Întreabă, și dacă te întreabă, de ce trebuie să spui tu altora cum e soția ta? Noi nu ne gândim
la ce se poate ajunge, ce mesaje transmis partenerului în continuu, prin deprecierile respective. Nu-ți dai seama. Și mai ales dacă vine dintr-o familie în care i s-a spus mereu, poate și dacă era ăla mai mic în casă. Știi cum e cel mai mic. El nimic nu știe. Da, cei mari fac bine, ăla micul e lăsat deoparte. Lasă-l că e mic, de aici e și vorba. Și dacă intră și într-o relație unde soțul se comportă ca tati și ca mami, nu ești bun, nu știi, taci din gură, e nenorocit pe viață, din punctul ăsta de vedere. Da, ajunge să aveam un adult foarte frustrat și cu o lipsă aceasta. Da, și tot timpul se trage în spate. Se așează în ultimul rând al vieții și lasă pe alții să joace pe scena vieții. Să joace viața, să joace filmul și el stă și ce îi se întâmplă, îi se întâmplă. Cum se așează cărțile așa, da. Luăm ca atare. Ce ar mai fi aici? Cum poți să mai înnăbuși aceasta? Este atitudinea negativă când greșește. Pa! Știam eu că așa o să faci. Știam eu că aici o să se ajunge. Totdeauna risipești banii. S-a băgat într-o afacere, a dat faliment în primele 3 luni. N-ai știut că nu te duce mintea. De ce te-ai băgat aici? Ai cheltuit toți banii. Reacții negative, exagerate poate, când el a încercat ceva nou. Mesajul care? Nu mai intru niciodată în povești din astea noi că uite ce mult, ce rău am făcut. Sau înainte de a începe, doar are visul sau proiectul în minte și ți-l expune și tu aduci toate argumentele contra. Nu poți să-i dai măcar unul pozitiv să-i dai startul, știi, să așa înceapă. Și să mi se pară un exemplu. Da, da, pentru că foarte mulți vin în relația de cuplu cu niște visuri din copilărie. Mi-aș dori să fac asta în viață. Nu a reușit să și le îndeplinească atunci când era cu mami și cu tati. Și zice, mă, măcar după ce mă căsătoresc. Și când îi spui, uite, știi, aș vrea să fac nu știu ce facultate sau nu știu ce pregătire să am. Tu! Asta! Tu nu te vezi? Nu te știi? Vezi de lungul nasului, cu alte cuvinte. Întinde-te cât ți-e plapuma. Și mesajul ăsta se regăsește în foarte multe forme. Cu alte cuvinte, stai în banca ta. Nu-ți mai scoate capul. Nu. Ce te crezi tu de... Chiar crezi că o să reușești în viața asta să faci una și alta și alta? Și el, până la urmă, știi ce atitudine va avea? Chiar așa. Cine mă cred eu să ajung, să fac, să dreg, să reușesc? Da. Îmi doresc să aducem și soluții acestor situații. Așadar, cum putem satisface nevoia partenerului nostru? Oarecum sunt tot în oglindă, oarecum, soluțiile. În primul rând, încurajează-l ori de câte ori face un lucru. Dar încurajare pe bune. Păi bravo, felicitări, ți-a ieșit chestia asta. Nu a dat cu bâta în baltă, a nimicit tot proiectul respectiv sau toată situația respectivă și, de exemplu, spală vasele, da? Și jumate spălate, jumate nu. Când ai pus mâna pe ele, nu scârție. Și că ăsta e un indiciu. Trebuie să scârție farfuria, cană, paharul. La ea, la el, la lune, că zici că l-a spălat cu ceară, grăsime. Nu. Tot poți să găsești ceva bun de apreciat. Nu se poate să nu găsești nimic. Încurajează pentru primul pas pe care l-a făcut. Bravo, felicitări. Și găsește o modalitate în care nu să te suprapoziționezi. Uite cum fac eu. Asta e tendința. Hai să fim realiști. Stai să te învăț eu. Când tu te duci și spui stai să te învăț eu, care e mesajul implicit pe care îl transmiți? Eu sunt mai bun ca tine. Eu sunt aici, tu ești aici. Da. Și el zice, aha, și în subiectul ăsta suntem așa, și în subiectul ăsta, și în ăsta, și în ăsta, deci tot jos sunt. Și trebuie să găsești o variantă în care să nu mai compari cu tine. Știi, e foarte simplu să-i spui, uite ce fac eu. Vezi? De ce nu poți să faci cum fac eu? E foarte aiurea. Da. Apoi, un alt lucru care mi se pare esențial este stabilește responsabilități. Asta e treaba ta și asta este a mea și eu te las pe tine să-ți faci treaba. Deci domenii în care suntem deja buni, pe care să le exploate mai mult. Foarte bine. Pentru că asta va crește încrederea în sine. Dacă el este bun la, nu știu, la aspirat. Nu știu de ce îmi vin numai exemplele astea cu treaba din casă. Da. Bărbat însurat și fericit. E ok. Ideea, sper să se înțeleagă. Dacă el se pricepe la un lucru, lasă-l să facă acel lucru și apreciază. Băi, bravo, tu ești cel mai tare în chestia asta. Super.
Și el, având încă vreo 5, 7, 10 subiecte de genul ăsta, își va întări convingerea că se descurcă, că poate, că știe. Apoi, mi se pare un lucru foarte fain să-i favorizezi cumva sau să-i... Sună foarte urât. Să-i permiți să se înscrie la cursuri, mastere, facultate, care îl provoacă la situații noi și care îl pun în situația de a progresa. De a acumula informate și dependeri. E clar că asta îi va crește încrederea în sine. Și îi va dezvolta multe competențe și el va zice, băi, fii atent că nu știam că, că pot să fac chestia asta în viață. Nu mă credeam în stare. Mai auzit oameni care zic, nu credeam că eu sunt în stare de așa ceva. De ce? Toată viața lui s-a zis, bă, sunteți niște proști. Nu știți nici nimic. Capabil. Da. Și de ce am zis că e bine să-i permiți? Că n-am zis-o la voia întâmplării. Sunt destule cupluri în care soția sau soțul, depinde după caz, face o școală, face un curs, dacă îi permite partenerul. Te duci acolo dacă te las eu. Sau vine soția la soție, ce zici, ar fi bine, mă lași, m-aș înscrie și eu la nu știu ce. Dacă tu simți că ai nevoie, du-te. Dar unii nu permit. Din motive reale, cum ar fi lipsă bani sau pentru că efectiv nu-l văd capabil și nu consideră util? Foarte bine ai spus. Cred că amândouă motivele sunt reale. Uneori poate nu sunt bani, dar cred că asta este o credință limitativă. Bani nu sunt. Nu sunt acum, dar nu pot fi făcuți. Hai să vedem ce putem face ca să avem bani. Dacă este o nevoie reală, găsim banii ăștia. Dar dacă pe mine nu mă interesează ca tu să faci o școală, voi zice nu avem bani. Care a fost al doilea motiv pe care l-ai spus? Pentru că nu-l consideri util și pe el în stare să facă. Util. Hai să luăm asta. Da, nu mi se pare mie că i-ar fi util soției să facă nu știu ce cursuri, nu știu ce facultate. Dar eu aș vrea să îl întreb pe acel domn. Trebuie să ți se pară ție util? Sau ei. Sau ei. Poate pentru ea e util. Poate ție îți sunt lucrurile, uite așa, la îndemână, nu? Tu le știi, dar ea nu are competențele respective. Pentru ea ar fi un salt înainte. Deci, trebuie să te gândești dacă este util pentru ea. Apoi, ai zis că... Când este capabil. Nu este capabil, da. Mai faci tu școală la vârsta asta, ai terminat liceul și mai faci tu facultate la 30 de ani. Aud frecvent și e trist. Am terminat acum niște cursuri, Academia Română de Coaching, și acolo sunt persoane de toate vârstele. Și chiar zilele astea am avut festivitatea de absolvire și a venit o doamnă care a zis, băi, pe când îmi recomanda lumea să ies la pensie, eu m-am apucat să muncesc, să-mi iau o nouă diplomă. Oh, ce fain. Da, are în jur de spre 60 de ani. Și mi se pare un lucru super tare. Dar dacă ești un partener la 60 de ani și te uiți la partenerul tău care vrea la 60 de ani să se apuce de nouă facultate, de nouă specializare, bravo, îi spui, nu ești capabil. La vârsta asta nu stai pe fundul tău. Ceea ce poate fi o mare păcăleală, o mare minciună. Bun, și vreau să spun că mai este motiv pentru care nu ai vrea ca partenerul tău să facă niște cursuri. Să nu ajungă să fie mai bun ca tine. Bravo. Mi se pare așa o gândire mârșavă. Da, mârșavă, învechită mi se pare, răutăcioasă, invidioasă, dar există. Sunt cupluri unde eu vreau să fiu deasupra ta. Să știu mai multe pentru că vreau să te controlez. O să vorbim data viitoare despre control. Nevoia de a controla pe unii, cred că e nevoia de a controla pe celălalt. Dar nu e despre asta vorba, o să vedeți. Da, și pentru că nu vreau să fie deasupra mea, atunci nu îmi convine să facă studiile respective. Îmi plac atât de multe emisiunile cu tine și sunt super privilegiată că le facem împreună. Pentru că ne încurajezi să nu avem gândirea aceea limitată. Dar din multe puncte de vedere, îmi place și cum pui tot timpul, te-am mai atacat uneori cu întrebări de genul bani și îmi place că tu nu consideri asta deloc o piedică sau o limită. Tot timpul ne încurajezi să depășim și să vedem cum am mai departe. Și că asta este doar un pretext, nu este un motiv real. Consuela, ai simțit bine și o simt. Deci, cred că în viața asta doar câteva lucruri sunt imposibile. Eu așa cred.
nu știu să zic acum ce ar putea fi imposibil, pentru că am văzut, am zis într-o emisiune de demult, am văzut oameni fără mâini, fără picioare, care sunt campioni la atletism, la în sporturi, unde ai spune că mâinile și picioarele sunt ingredientele principale. Esențiale. Esențiale, da. Și oameni, sunt oameni care au reușit să facă lucruri extraordinare cu viața lor, fiind ori bolnavi, ori handicapați fizic, ori disprețuiți de către toți din mediul lor. Mama, tata, frații au spus, băi, tu nu o să faci nimic cu viața ta, ești... Știți, zărăbărat. Sunt atâtea cazuri. Profesori sau învățători care le-au spus copiilor, nu, lasă-te de domeniul ăsta, nu ești bun. Și sunt atâția care au demonstrat că se poate, niște condiții foarte vitrege care au reușit. Iar concluzia pentru mine este, dacă tu chiar îți dorești ceva cu adevărat și muncești în direcția respectivă și îl mai ai și pe Dumnezeu ca ajutor de partea ta, și știi ce să faci, pentru că uneori te poți zbate ca musca. Știi? Musca a intrat pe geam și de obicei sunt două ochiuri la geam. Unul e deschis și unul închis. Și musca intră pe unde trebuie, dar când se iasă, nu mai nimerește partea deschisă, nimerește doar cu capul în geamul închis. Și ea se zbate, se trage înapoi, iar se trântește, iar se trage, iar se trântește. Și face un efort considerabil, dar nu iese pe acolo. Deci nu totul este să muncești hard. Tot este să muncești eficient, în direcția potrivită. Mă rog, este o întreagă, cum să zic, rețeta succesului, care e lungă, la fel ca rețeta succesului pentru relația de cuplu. Nu-i doar ce este cel mai important. Nu e cel mai important un lucru. Nu, sunt mulți factori. Da. Ne-ai spus la un moment dat de critică și... legat de exemplul cu spălatul vaselor, că noi funcționăm pe exemple concrete. Nu mi-ai dat totuși și o... Mă rog să găsesc și o critică pozitivă. Ok, n-a spălat vasul cum trebuie, dar totuși vasele trebuie să le folosim spălate cum trebuie. Cum ajunge totuși la vase spălate cum trebuie? Da. Parcă aș vrea să-mi rezerv răspunsul la întrebarea asta pentru emisiunea când vom vorbi despre comunicare. Okay. O să avem o emisiune, sau nu știu câte o să ne iasă, una, două, trei, cinci, habar n-am, despre cum să comunici partenerului tău niște lucruri fără să te poziționezi tu acolo, în postura de deștept, de a toate știutor, de eu le știu pe toate și tu nimic. Și parcă n-aș vrea să intru acum în domeniul ăsta, dar... Sunt soluții. Eu cred că da, pentru că sunt unii care le-au găsit, le-au descoperit și poți totuși să spui niște lucruri într-un mod asertiv, înțelept, elegant, fără să-l jignești pe celălalt când îi atrage atenția. Dar nu este un lucru ușor. Da, de lucru ușor. Revenim la întrebarea, cum putem ajuta partenerul să depășească această nevoie, să o satisfacem, de fapt, nu să o depășească. Da. E foarte important să nu-ți expui partenerul în niște situații în care știi sigur că se va simți prost, penibil, înjosit, în care se va face de râs. E foarte important. Adică să ridici mingea la fileu cum trebuie și da, cu ce trebuie. Exact. Mi se pare esențial asta. Dacă tu știi că el are o slăbiciune sau o problemă și ești într-un grup, și atunci spui, ia zi tu cum mai face. Și știi clar că acolo nu e punctul lui forte. Dacă ai făcut asta, practic îl expui într-un grup care poate va râde de el, poate îl va trata într-un mod disprețuitor și ceea ce îl face să se simtă din nou slab, neputincios, neștiutor, iarăși îl cobori la fund, practic. De aceea mi se pare foarte important să nu faci lucrul ăsta. Și un alt lucru care mi se pare foarte fain, să nu-l compari cu alții. Care este skepsisul aici? De ce nu e bună comparația? Ce se întâmplă când îl compari cu altcineva? Prima replică pe care când vine în minte atunci când cineva mă compară, spun, ok, tu te împarte cealaltă, eu sunt așa. Asta e tendința. Asta îți vine să faci, da. Când ești comparat, cu alte cuvinte, ce-ți spune? Celălalt e mai bun. Mai bun ca tine, da. Atunci, de ce stai cu mine? Dacă ție îți trebuie acel tip. Și ce se întâmplă când compari pe doi oameni? Indiferent, doi copii, doi adolescenți, doi soți, doi bărbați, două femei, care este consecința? Ce se întâmplă? Întotdeauna se va găsi cineva care este mai bun decât el. Da? Întotdeauna îl compari cu cine?
Cineva care este superior lui în domeniul respectiv. Mesajul implicit care este pentru partenerul tău? Mai de crescut. Mai de crescut. Deci ești... Fii atent, și ăla e deasupra ta. Și ăla, și ăla. Bă, tot sapul ești încă inferior. Da. Și el zice, aha, de ce asta sunt? Și atunci cu cine e bine să-l compar, dacă tot îl compar cu cineva sau cu ceva? Din punctul meu de vedere, cu principiile, cu etalonul, cu... Uite, ăsta e standardul căruia mă supun și eu și tu și toată lumea. Eu nu mă compar cu alții, pentru că dacă îi depășesc pe aceștia trei cu care tu mă compari... Când îi depășesc, ce mai fac? Nu, îi depășesc pe ei trei. De mai sunt alții. Mai sunt alții, stai puțin că nu știu eu. Și când am ajuns la nivelul ăsta de a-mi depăși pe ei trei, stai puțin că dau colțul și... Mai văd cinci. Mai văd un grup de nu mai termin de numărat. Și atunci tot timpul sunt frustrat, nemulțumit cu băi, dar niciodată nu o să ajung undeva. Această comparație totuși nu are și o latură bună. Mă gândesc, nu știu, poate stârnește în tine un soi de ambiție și care în timp va scoate ceva mai bun din tine. Adică această comparație are totuși și părți bune și părți rele sau este efectiv negativă și trebuie evitată? Bine, ce spui tu, înțeleg ce insinuezi. Da, cred că este și o parte pozitivă, dar pe care unii nu gestionează bine. Partea pozitivă este că cumva te face să tragi de tine, că vrei să-i ajungi pe... Dar partea negativă, din punctul meu de vedere, poate să nu fie lumea de acord cu mine, este că de ce trebuie să-mi fac eu un etalon din oameni? Cine pe pământul acesta poate să-mi fie mie un etalon? Că unele lucruri le pot învăța de la niște oameni. Niște chestii concrete, punctuale. Cineva mă învață să tai, să cos, să am o meserie, nu știu, niște competențe, da. Însă, când oamenii îți sunt etaloane, practic, nu știu, așa am văzut, frustrarea este la ea acasă. Pentru că totdeauna găsești pe cineva mai bun decât tine. De aceea, eu încerc să nu mă compar cu oamenii, ci să mă compar cu valorile, cu principiile, cu standardele. Dacă pot să spun, uite, ăsta e standardul, bun, hai să ne aliniem lui, să încercăm. Legat de job, că îmi place că astăzi am scris ce am discutat până acum, poți să favorizezi cumva satisfacerea nevoii lui? Da. Și ăsta e un lucru foarte fain, e mult de spus. Știi ce se întâmplă? Uneori, simplu fapt că ai un anumit serviciu, practic îți transmite mesajul, băi, numai atâta pot în viața asta. Da. Numai atâta mă duce mintea. Ei, schimb, ajutându-ți partenerul să schimbe serviciul, să-și ia unul care, în care sunt mai multe provocări, în care trebuie să învețe multe lucruri noi, practic, partenerul ajunge într-o situație în care trebuie să învețe multe alte lucruri pe care nu le-a făcut până atunci. Să înveți o limbă străină, unii, să lucreze pe calculator. Sunt unii care n-au lucrat, până n-au ajuns la serviciu într-o situație de genul ăsta, n-au lucrat niciodată pe calculator. Să învețe niște programe și multe, multe alte competențe. Iar schimbându-și serviciul, practic își spune, băi, fii atent că sunt super tare, mă caută clienții. Îmi spun că dacă, mai ales dacă ești într-un serviciu cu relație, unde ai relații cu clienții, foarte des se poate întâmpla, dacă faci și bine ce faci, să auzi vorbe de genul, spectaculos, sensațional, ce bine, ce frumos, ce drăguță sunteți, ce nu știu cum, ce... Și în felul ăsta, ți-ți crește valoarea, stima de sine, tu vezi că ești prețios pe lumea asta, faci ceva ce e folositor oamenilor. Și revenim puțin la exemplu de dinainte, da, e foarte bine, vrea să-și schimbe partenerul serviciu, încurajează-l, are 50 de ani și ce dacă? Cred că asta e un lucru super tare. Ai un exemplu personal în care ți-ai ajutat partenera să-și depășească anumite limite? Știi tu ceva, spuse la... Da, uite, se întâmplă că fiecare dintre noi greși. Nu cred că există un care să nu greșească. Am avut o credință limitativă în legătură cu Ana. Eu n-am crezut că ea... Mai mulți factori au fost care m-au condus pe mine la concluzia asta. N-am crezut că ea va fi o șoferiță foarte bună.
cum foarte mulți bărbați nu cred despre... Cred despre femei în general. Da. Și tot timpul mă gândeam, zic, băi, o să-mi pun viața în pericol dacă o să ajungă să aibă permisul. Și recunosc că a fost o gândire foarte limitată, pentru că realitatea a fost alta. Când am primit eu o anumită vârstă, am zis, băi, ce-ar fi să-i fac surpriză școala de șoferi? Să vorbesc cu un instructor și să plătesc orele și să numai să o cheme. Doamna Marie, da, hai vă rog frumos la ore. Vreau să spun că am făcut cu strângere de inimă lucrul ăsta, pentru că nici la acel moment eu nu credeam că ea o să conducă în siguranță. Și am fost un prost. Da, pentru că a luat examenul fără nicio greșeală și nu cred că pentru că i s-a părut polițistului că e simpatică, hai să dau eu permisul. Nu, cred că n-a făcut greșeli și după aceea m-a convins, are deja ani buni de când conduce, că e chiar foarte pricepută. Și a fost o palmă foarte mare pentru mine. Zic, băi, să nu mai gândești niciodată că nu s-ar pricepe. Iar lucrul ăsta pentru ea a contat foarte mult, pentru că și eu, i-am transmis și eu gândul ăsta că, băi, știi, asta nu s-o faci niciodată. Iar când a văzut că a putut și că o face bine, îți dai seama, în sufletul tău crești, te dezvolți. Și sunt multe, multe alte situații de genul ăsta când a te expune situațiilor noi. Prima dată este însoțită pe expunerea asta de o teamă, dar după aceea mă vezi, băi, fii atent, pot și asta, și asta, și asta. Și ajungi în situația în care spui, măi, de câte lucruri sunt în stare. Și nu credeam că sunt în stare de atâtea. Deci așadar, când știm că partenerul nostru are undeva o lipsă, putem să-l surprindem și să-l așteptăm să-și depășească acea lacună. Mai ales dacă nu vine din partea lui, că dacă el ți-ar zice, lasă-mă, vreau și tu spui bine, fă, este una. Și alta este când tu vii în întâmpinare și spui, te m-am gândit să-ți fac o surpriză de genul ăsta. Bine, nu știam care o să fie rezultatele, recunosc. Dar am rămas plăcut surprins și chiar sunt foarte fericit că am făcut treaba asta. În primul rând a fost o victorie pentru mine. Deci ați avut amândoi de învățat și amândoi de crescut în oamenii. Amândoi de câștigat din povestea asta, da. Super fain. Și aș mai spune un singur lucru, că văd că ne apropiem de încheiere. Tot așa, pentru satisfacerea acestei nevoi de competență, nu îl forța pe partenerul tău să facă nimic. Ce se întâmplă când îl forțezi? Practic, forțându-l să facă un lucru, adică nu-i dai de ales, băi, trebuie să faci neapărat chestia asta, dacă el va face acel lucru pe care tu îl pretinzi, care va fi consecința? Cum va face acel lucru pe care tu îl impui? Cum îl va face? Obligat, forțat și mediocru. Obligat, forțat. Când faci obligat, forțat, motivația de unde vine? Din interior sau din exterior? Exterior. Din exterior. De ce? Pentru că dacă tu nu faci ce ți-am spus eu, eu mă supăr pe tine. Și relația se strică. Și atunci tu faci cumva de frică să nu se strice relația, să nu te certe partenerul și așa mai departe. Ei bine, când faci forțat, din diferite motive, și motivația este externă, studiile, realitatea, experiența noastră arată că un om care face lucruri motivat extern fiind, acela nu face performanță. Pentru că tot timpul trebuie să tragă cineva de el, când dispare factorul de stres, de motivație din exterior, el se plafonează, se liniștește. Deci, bă, nu mă mai împinge nimeni, nu mă mai forțează nimeni. Deci nu fac. Și pentru că nu vine din interior, nu faci. Sau faci cât ești urmărit, cât ești împins. Deci nu faci performanță, nu faci de drag. Și pentru că nu faci motivat intern, nu faci nici de calitate lucrurile. Și pentru că nu le faci de calitate, nu e competență. Și nevoia de competență în felul ăsta nu este satisfăcută. Te simți un frustrat și zici, bă, chiar nimic nu fac în viața asta. De aceea este foarte important ca să-l lași pe partener să facă el lucrurile pe care și le dorește.
Pentru că atunci el va trage de el, el se va motiva, el se va împinge, el va face cu drag și atunci vor veni și rezultatele. Și rezultate pozitive înseamnă creștere, creșterea stimei de sine și înseamnă nevoie de competență satisfăcută. Și e fericit. Așadar, poți să ne spui o concluzie scurtă și concretă. O concluzie scurtă și concretă. Du-te acum acasă sau liniștește-te, nu închide încă emisiunea și întreabă-te, are partenerul tău nevoia de competență satisfăcută? E o năbuși sau e o hrănești? Este foarte important. Și dacă nu, mai ascultă o dată emisiunea de 10 ori, de 20 de ori și fă tot posibilul să hrănești nevoia de competență, nu să o înnăbuși. Îți mulțumesc foarte mult, Florin. O reală plăcere să creez această emisiune împreună cu tine. Dragilor, ne mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă ați găsit ceva interesant sau util sau ceva de transmis mai departe, nu ezitați să share-uiți această emisiune și totodată să dați și un like pagina asta de Facebook, așadtv.ro. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și în această seară și vă dăm întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Sunt Consuela Bălașa. La revedere!